Violator în serie identificat de victime la Milano, după ce una dintre fetele agresate i-a desenat portretul și l-a postat mai apoi pe Facebook. Totul a pornit de la inițiativa unei studente de origine bulgară în vârstă de 29 de ani, care a căzut și ea victimă bărbatului. Cum acționa mai exact agresorul, aflăm chiar acum de la colega mea Nati Badea, corespondentă Antena 3 CNN în Italia. Nati, te ascultăm. Bun găsit, Lorena, bun găsit tuturor. O studentă la arhitectură de cetățenie bulgară în vârstă de 29 de ani și-a folosit talentul artistic la desen, dar a găsit și curajul și forța de a desena portretul celui care a agresat-o la Milano și a postat acest portret pe rețelele de socializare. Apoi a urmat mai multe fete, l-au recunoscut în desenul studentei pe agresorul care le violase și pe ele și au făcut plângere la poliție. Chiar și carabinierii au fost ajutați de acest desen, portret robot făcut de victima studentă la arhitectură și și-au dat seama că, de fapt, agresorul fusese arestat de curând și plasat în arest la domiciliu pentru alte 4 violuri comise în vara anului trecut. Ei bine, bărbatul folosea trotinete electrice pe care le cumpăra de pe internet, iar după faptele sale, după ce comitea faptele, le returna tocmai pentru a fi greu de identificat, dar iată că rețelele de socializare, dar și acest portret făcut de studenta bulgară au ajutat autoritățile să prindă acest violator în serie. Foarte multe victime acum își fac apariția și spun că sunt victime acestui violator în serie. Iată cât de folositoare pot fi chiar și rețelele sociale uneori atunci când sunt folosite cu scopuri bune. Corect, Nati. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații.